Hei, eu sunt Janet și astăzi voi face un test ca să văd dacă îmi pot da seama dacă o poză este reală sau este editată în Photoshop. Acesta este un mic joculeț făcut de cei de la Adobe, cei de la Photoshop mai exact, pentru aniversarea de 25 de ani de la crearea acestui program minunat pe care îl folosesc mereu pentru thumbnail-uri și pentru poze și cred că mă pricep cât de cât la Photoshop, așa că hai să vedem dacă pot să-mi dau seama dacă sunt reale sau nu. Înainte să încep, vreau să vă spun că am Musical.ly și că îl găsiți în descriere. Am început să folosesc această aplicație și că veți găsi în descriere și linkurile către Facebook, Instagram, ID-ul meu de Snapchat și blogul meu. Deci nu uitați să dați un ochi pe acolo ca să vedeți jos în descriere. Scrieți-mi în comentarii la câte dintre ele v-ați dat seama dacă sunt reale sau nu. Haideți să începem. Asta arată ca Photoshop, adică sigur avea ceva, o sfoară sau ceva de desubt, nu știu. Asta e posibil să fie reală. E o poză făcută sub apă. E posibil. Cred că e reală. E reală. Asta e complet simetrică și se vede la... și la mijloc, că e la fel forma, deci e Photoshop. Ok, asta e posibil să fie reală. Pentru că țurțurii și toată gheața aia se poate să fie machiaj și nu cred că s-ar deranja nimeni să facă atâta în Photoshop, nu știu. O să zic că e reală. Da, sunt bună! Păi... asta pare reală. O să zic că e reală. E băi, mă pricep. Asta e reală. Nu văd ce Photoshop ar fi fost acolo. Și asta e reală. Am mai văzut poze de genul ăsta și e reală. Mamă, n-am greșit niciuna până acum. Ok, aici este Photoshop pentru că el stătea de fapt pe vârful probabil și în Photoshop au scos doar scaunul sau ceva ce avea sub picioare și da. Asta e de fapt o pictură, nu e Photoshop. E pictat pe spate, e foarte tare chestia asta și vreau să încerc și eu odată. Deci este reală. Păi... aici pare că veveița ridică chestia aia, dar de fapt cineva o ține sau e pusă pe ceva, deci e reală. Asta e grea. Nu prea ai cum... Touch Steam. E cam greu să faci părul să plutească în halul ăsta, nu știu ce să zic. Și cu toate astea este foarte greu să faci așa ceva în Photoshop. Pentru că textura e așa de bună. Stai. Bă, nu știu, să zic că e reală, că e prea greu să faci așa ceva în Photoshop, dar cred că greșesc. Da. Foarte mișto, poza e reală. What? Ok, trebuie să mă concentrez. Ce se presupune că e asta? O să zic că e reală. Chiar dacă nu prea îmi dau seama ce era acolo. Oh my god, ce tare e chestia asta. O să zic că e Photoshop, pentru că în primul rând țestoasele nu sar după frisbee-uri și frisbee-ul pare că are așa un motion blur. Dar poate greșesc și mă fac de... Nu, e Photoshop. Wow. Ce poză tare. Sunt cam prea perfecte reflexiile alea din apă, dar am mai văzut poze de genul ăsta și s-ar putea să fie reală. O să zic că e reală. Ok, asta e... O să zic că e Photoshop. Nu se poate să nu ai roți. Alor? Crezi că asta e reală sau editată? Întreb. Nu știu, adică nu pare să...
Cred că dacă era reală, era ceva mai mult o umbră pe peștele mic și... O să zic că e Photoshop. Da. Asta poate fi reală, dar doar dacă tipul are un dispozitiv pe sub pantalon care îl ajută să se agațe de copac sau mă rog ce e aia. Dar o să zic că e Photoshop. Înseamnă că avea chestia. Bitch, what? Photoshop, what? Ah, erau două cămile care stau așa. Trebuie să mă concentrez. Ok, asta n-are cum să nu fie Photoshop. Oh my god! Am impresia că tipul a fost tăiat dintr-o poză, adică imaginez cam... O să zic că e Photoshop. Ok, tipul ăsta pare că plutește, dar cred că deja... Cred că de fapt a sărit. O să zic că este real. Ok, asta clar e Photoshop. Ar fi trebuit ca roțile să turtească plantele alea care sunt dedesubt și... Pur și simplu nu arată real. Asta e grea. Pare ceva făcut în Illustrator. Dar în același timp o să fie o floare pe fundal alb. O să zic că e Photoshop, deși poate... Na, oh, e stresant! Nu știu de ce ai vrea să sari în halul ăsta într-o apă atât de rece. Ok, cineva chiar a vrut să sară că era reală. Deci am greșit 5 din 25 aparent. Cred că e bine, 20 din 25. Cred că e destul de bine. Și da, cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, comment, subscribe și toate cele. Eu am fost Janet. Pa, pa, bye, bye!